Cu mii de scuze la toată lumea, spune socrul mic Darius. 5 minuțele și pentru el, să se răgurească și el. I-auzi. Pentru Medeu, pentru viața lor, din partea lui Chetu, din partea lui socrul mic de la Darius, 100 de euro. Pentru DNA-ul nostru, Medeu-ul nostru, cum spune Darius. Și ne cerem scuze că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. I-auzi. Așa. Doamne, eu vă spun un adevăr. Eu vă spun un adevăr că aveam cel mai dulce fără. Era ca fratele meu, era ca fratele meu, m-a luat un foc prea greu, m-a luat un foc prea greu, era, Doamne, de neaul Medeu. Din partea lui Claus. Pentru varul lor Dumnezeu să ierte, pentru Medeu și copiii lui. I-auzi. I-auzi. Ce zice? Pentru Medeu, așa. Auzi, pentru Medeu. Era de negăul nostru. Dar Darius pentru Medeu și copiii lui. Și pentru Dorina lui Sever, tata lui Medeu, unchiul nostru. Știe Dumnezeu din ceri. Of, ce grea mai este chinul pentru Sever. Of, ce grea mai este chinul că el și-a pierdut copilul. I-auzi. Mă da doror. S-a smoilor. S-ar te năroa, s-ar norodat din Baracau. Aula și-ntră
omul ce zice: eu vă spun un adevăr, era cel mai dulce văr. Ce zice verii lui Ken și Darius și Claus? La Claus pentru vărul lor scump, Sfântul Medeu. Ascultă, vărule-ncoa, noi îți promitem ceva. Nu lăsăm pe tata-l tău și nu îl lăsăm la greu. Știe Dumnezeu din cer, nu lăsăm pe uncu să vede. Pentru Ilarie și Gilbert, încă două strofe din Bătălia Sobrului. Băi, de la râipa de inima-n piept. Alo, Chemple! Băi, de la râipa de inima-n piept. Ce distrus este Gilbert. Supărată Ilarie, cu inima dărâmată stă și plânge pe la poartă, că au rămas fără tată. Oh, oh!